de azi a demonstrat încă o dată că Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte este un instrument și o necesitate în promovarea valorilor democratice în societatea noastră, deoarece este o punte de legătură între societatea civilă și între autoritățile de stat. Iar în cadrul atelierului de azi au avut loc unele activități care au reglementat procedurile și aspectele interne ale coaliției, astfel încât aceasta să devină și mai puternică și mai profesionistă și să aibă un impact mai mare în societate atunci când e vorba de democratizarea societății noastre și de asigurarea proceselor electorale adecvate normelor internaționale. Strategia de comunicare a Coaliției 2009 s-a dovedit a fi una interesantă sau care a prezentat un interes sporit din partea participanților, atât mai mult că au făcut și foarte multe recomandări asupra acesteia și m-am bucurat să văd că o mare parte din participanți conștientizează ce înseamnă comunicarea cu mass media și cât de importantă este aceasta pe relația coaliție-participant sau secretariat Consiliul Coaliției. M-am bucurat să văd implicarea acestora și dorința lor de a interveni pe această strategie, iar ajustările pe care le-am făcut pe parcursul seminarului sper să fie de bun augur și chiar să se țină cont de acestea. Și-au dorit în primul rând conferință Skype, își doresc ca comunicatele de presă pe care le transmite Coaliția să ajungă către participanți înainte de a ajunge la mass media și să nu afle de la televizor, de fapt, despre conferințele de presă și inițiativele pe care le are Coaliția 2009. Am vorbit și despre mijloacele de informare, ne-am referit începând de la partea tehnică și până la partea de conținut în ceea ce privește o conferință de presă, scrierea unui comunicat de presă după toate regulile pe care le cunoaște jurnalismul și neapărat modul în care trebuie să te prezinți în fața mass media, să dai un interviu și să negociezi un interviu până al oferi presei. Modulul cel de-al doilea, de fapt, cel de-al doilea modul pe care l-am moderat a ținut de discursul public și tehnicile de improvizație, dicție, arta vorbirii, tehnicile de comunicare, inclusiv accidentele în prezentări, timbrul vocii, tonul, ritm, respirație, gestionarea emoțiilor în public și, în general, cum te prezinți în fața mass media. Am discutat cu participanții și despre cât de importantă e relația mass media-ONG, ce înseamnă mass media locală pentru ei, de ce în strategia de comunicare e foarte puțin prevăzut acest aspect și anume conlucrarea ONG-ului cu mass media locală. Am vorbit despre transmitător și receptor și ce se întâmplă pe această relație, cum pot ei fi niște comunicatori buni atunci când au posibilitatea să apară în fața unei camere de luat vederi, care este durata și ce înseamnă 30 de secunde atunci când apar la televizor și cum trebuie să te prezinți la un interviu radio. Dar ansamblu, trainingul s-a dovedit, sper, de o importanță pentru toată lumea care a participat. Sper că informația pe care le-am prezentat-o le va fi de ajutor în relația cu mass media, spuneam, puntea de legătură atunci când ai în fața ta un jurnalist cu mii sau milioane de oameni. Evenimentul de azi sau activitatea aceasta de consolidare capacității coaliției este destul de importantă, pentru că, în primul rând, s-a lucrat o strategie de comunicare, una foarte importantă pentru coaliție, deoarece imaginea noastră externă este una de bază. S-a lucrat asupra regulamentului și este bine că s-a venit cu unele propuneri foarte bune și aceasta va duce la excluderea unor discuții controversate care au avut loc în ultima perioadă și va îmbunătăți activitatea coaliției, va îmbunătăți comunicarea în interiorul coaliției, va arăta mai clar care sunt responsabilitățile Consiliului, care sunt responsabilitățile Secretariatului și cum putem încadra cât mai activ, cât mai eficient alți membri ai coaliției, nu doar cei din Consiliu. Coaliția are un rol important în
desfășurarea alegerilor libere și corecte, dar mai mult în monitorizarea, pregătirea electoratului pentru acest proces important prevăzut în Constituție, că fiind dreptul, unul din drepturile de bază ale cetățenilor. Rolul coaliției este de a monitoriza activitatea statului în procesul de pregătire a alegerilor, dar și educarea sau pregătirea electoratului. Deci pregătirea ambilor tabere pentru acest proces important.